Știți asemănările dintre Simon, fariseul și femeia păcătoasă? Îi le spune versetul 41. Erau doi datornici. Nu unul. Erau doi datornici. Amândoi au o datorie mare față de Dumnezeu. Doar că la unul datoria e ascunsă și la altul e la, altul e la vedere. Amândoi au nevoie de Dumnezeu. Și amândoi, chiar dacă datoria unuia e de 50.000 de euro și altuia de 5.000 de euro, amândoi sunt în imposibilitate să plătească datoria. Hristos nu cheamă doar păcătoșii, hardcore, prostituatele, bețivii, cei care și-au ruinat trupul în păcate, înșelătorii, Hristos îi cheamă și pe farisei, pentru că nici farisei nu se pot mântui singuri. Și farisei au nevoie de Hristos. Știți care e deosebirea principală între Simon și femeia păcătoasă? O spune Iisus. Versetul 50. El i-a zis femeii, credința ta te-a mântuit. Unul a avut credință, unul a avut neprienire de sine. Neprionirea de sine nu te mântuie, credința în Isus Hristos te mântuie. Ce ziceți? Dorea Simon mântuirea? Tânărul bogat a venit la Isus Hristos. Și știți ce a spus? Bunul învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Cu siguranță Simon Fariseul dorea mântuirea. Cecilia Simon Fariseul ca să fie mântuit? Oh, 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 nu era altul ca el. În silință. Nu era niciunul care să primească notă mai bună din partea oamenilor. Dacă era cineva în cetate care se silia să dobândească mântuirea, acela era Simon, fariseul. Ce ziceți? A dobândit Simon mântuirea? Nu în seara aceea. Mai departe nu știm ce s-a întâmplat. Poate îl vedem în cer, s-a pocăit mai târziu. La predicarea lui Petru, a lui Filip, a, apost a apostolilor. Nu știm. Dar în seara aceea, nu. Simon nu a primit mântuirea. Știți de ce? Pentru că mântuirea nu este pentru cine o dorește. Dacă ești aici și dorești mântuirea, zero. Nu vei fi mântuit. Mântuirea nu este pentru cine se silește. Ești aici, ești moral, te silești, zero mântuirea nu e pentru tine. Tu nu vei fi mântuit. Mântuirea nu este pentru cine o dorește, nici pentru cine se silește. Mântuirea este pentru cine se pocăiește și crede în Isus Hristos care iartă păcatele. Nu este altă cale, este singura cale. Intri pe ea, ești mântuit. Nu ești pe calea aceasta. Nu ești mântuit. Oricât ai dori-o și oricât ai silit.